Bună ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Putem observa că acesta a deschis cu un gap negativ destul de serios, aproape de 100, haideți să vedem, 170 de pipi. Iar acum pare să încerce să închidă acest gap. Un prim nivel de rezistență l-ar întâlni la 1,2966, dar putem spune că sunt șanse destul de bune să vedem o porțiune ceva mai mare din acest gap închisă. După cum bine știm, și înainte aceste gapuri au fost acoperite de euro-dolar, dacă nu parțial, aproape de tot. Am avut parte de un nou higher high pentru ziua de vineri, dar astăzi observăm un nou low, low. Asta înseamnă că putem să vedem aici o consolidare, o mișcare laterală între zona 1.2876, unde este următorul suport, și maximul de la 1.3100. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.